fericit. Am relansat motoarele pe finalul turului și din păcate a fost s-a oprit, am intrat în vacanță. S-a terminat și vacanța și începem totul de la zero. Obiectivele noastre rămân neschimbate. Adică Cupa României și campionatul. Și, bineînțeles, orice trofeu care este pus în joc contează pentru echipa noastră, echipă care se respectă, echipă campion. Antrenorii am schimbat poziția, adică ne axăm pe ce este mai bun în România la capitolul tineret. Vrem să-i creștem, vrem ca într-un an, doi să fie în echipă poziționați cum se cuvine. Bineînțeles, asta nu exclude să facem import de jucători la posturile deficitare. Dar ne vom axa foarte mult pe vârful tinerilor din rugbyul românesc. În afară de cei pe patru pe care îi vedeți aici și o să vi-i prezint acum, mai trebuie să vină în 3 săptămâni, maxim o lună, încă un jucător, un pilier, un linia întâia din Fiji. Și cam atât. Cu acest lot vom aborda finalul de an. I-am anunțat la momentul respectiv și am completat lotul cu cei care o să vi-i prezentăm astăzi. Din păcate vă dau și o veste mai puțin plăcută. Jucătorul nostru, Ancea Alexandru, încetează activitatea sportivă pe motive medicale. Noi sperăm să fie o încetare temporară. Din păcate, situația lui nu mai permite momentan să facă sport, nici de cum de performanță. Noi dorim lui Alex multă sănătate, azi va veni și el în Baia Mare și sperăm ca, dacă se va face bine, să se întoarcă la echipă. Care sunt jucătorii echipei din Baia Mare. Tim Buchnan este un jucător venit din Australia. Înălțime și astea nu cred că vă interesează. Este un jucător foarte titrat și un jucător foarte titrat pentru România. Atâta pot să vă spun că vine de la o echipă din Super 15, de la Queensland Reds. O echipă care nu mai are nevoie de prezentare. Cei 3 jucători, sunt toți 3 jucători tineri, capitan de echipe la 18 și 19 ani. Toți 3 sunt jucători de grămadă. Sunt jucătorii care i-a filmat în timp atât antrenorul Apeoc și Lucaci, cât și eu și am reușit să-i aducem la Baia Mare. Au semnate contracte pe o perioadă lungă de timp. Pentru că, știți bine, politica noastră este politică de contracte lungi. Nu îi creștem până la 20-21 de ani, după care să plece în țară și antrenorii să se poată baza, să aibă nucleul de jucători de care are nevoie, să-l aibă sigur la Baia Mare. Cu jucarul Ovidiu, nu-i văd cum s-a așezat, 18 ani, a început rugby-ul la Pașcani, vine de la echipa de rugby campioană națională, Cleopatra. Vicecampion național, campion național și este selecționat în echipa de 18, unde în 2014 a luat locul 3 la campionat european. Andrei Iurea. Unde Andrei? Aici. Este un jucător de 19 ani,
este a începutul lui Biu la Paștani. Jucător de linia a doua și a treia. Transferat și el de la Cleopatra, aceleași titluri ca și Cojocaru. Și este selecționat în echipa de 18, 2013, 2014 și la U19 în 2015. Chirică, Cristian, 18 ani, jucător de linia 3, a început și a terminat lui Biu la junior la Bârlad, la Centrul Olimpic, campion național, selecționat în echipa de U17, 2014, U18, unde este și capitanul echipei, trece și el acum la U19. După cum ați văzut, toți trei sunt jucători de grămadă. Are mare dreptate pentru că pe linia de trei sferturi chiar nu avem nevoie de a veni la Baia Mare. Știu cu toții unde au venit, știu cu toții la ce pretenții au venit. Sunt aici de perioada emoțiilor, s-au acomodat, au fost cu cortul, toți, pregătire foarte drastică și foarte riguroasă, făcută de antrenori. Pentru eu atât am vrut să vă spun, mai departe o să vă dorim, domnul antrenor Eugen și, bineînțeles, băieții care doresc. Încercăm ca în viitor să axăm echipa pe un lot predominant românesc, lucru pe care toată lumea îl declară, dar noi am început ca să-l facem. Încercăm să facem aceea strategie pe care am făcut-o cu aducerea generației Romacobei, lucru care știți foarte bine că ne-a dus la câștigarea titlului de campion în 2009 și de atunci ne-am tot menținut acolo. Lucru pe care vrem să-l facem din mers, nu putem și nu ne mai permitem faptul de a coborî sub podium. Ca urmare încercăm să aducem și aducem tot ce e mai bun la nivel de juniori spre seniori la Baia Mare. Să le urez putere de muncă. Efectiv, al lor peste un an și ceva, când vor crește cu adevărat și vor... Când ție este prospăt de mine de la 30 până de... Să supraviețuim toți. Asta e cel mai important. Vreau să le urez, în primul rând, bun venit celor patru jucători. Sunt convins că cei trei tineri nu se sperie de ce așteaptă la Baia Mare, pentru că i-au lucrat foarte bine și la Bârlad și la Cleopatra. Au avut antrenori buni, în special la Bârlad, unde domnul Harnage face o treabă extraordinară și i-au lucrat în Centrul Olimpic. Știu ce înseamnă pregătire, au fost parte din echipele naționale, deci nu-mi fac nici din punctul ăsta de vedere că nu o să se adapteze. Sigur, e un pic dificil, sunt jucători noi, un sistem nou de joc, dar tocmai de aceea i-am ales, pentru că sunt cei mai buni și se vor integra cu siguranță la echipa noastră și am mare încredere în ei. De timp nici nu mai este cazul să mai discutăm despre așa ceva, pentru că sunt convins că se va acomoda foarte repede, bine dintr-o țară cu un rugby profesionist și știe ce are de făcut. Sunt convins că va duce un plus echipei noastre, mai ales în margine și la jocul înaintașilor. Despre programul echipei, va fi foarte dificil pentru a face pregătirea fizică și să și jucăm în competiție, pentru că, așa cum bine știți, avem meciul din Cupa Regiului, după aceea începe Cupa României și, în același timp, trebuie să fim pregătiți din punct de vedere fizic pentru finalul campionatului. Din acest punct de vedere, vă pot spune că prioritatea numărul 1 este ca jucătorii să fie cei mai bine pregătiți fizic din acest campionat. Și asta o să vedeți când o să înceapă campionatul, că așa o să fie. Cu siguranță vom aborda și meciurile din Cupa Regiului și Cupa României la victorie.
dar prioritatea numărul 1 este pregătirea fizică în această perioadă. Dacă aveți întrebări. Important în ceea ce privește infrastructura stadionului, suntem în faza în care așteptăm, am vorbit chiar ieri cu primarul municipiului, autorizația de construcție trebuie doar să iasă din primărie și să începe lucrările. Internaționale, la final, trebuie să avem 3100 de locuri jos. Da. Să vină comisie la omologare, să știu, suntem un pic în întârziere, dar sperăm să fie gata tot. Deci, ca să înțelegeți foarte exact, s-a terminat absolut toate procedurile, se așteaptă să primim autorizația de construcție. Bun. Cele două cantonamente care le-am avut la Cheile Grădiște și la Curs au axat în mare parte pe pregătirea fizică, unde lucrătorii trebuie să au muncit extraordinar de bine și trebuie să fie pregătiți pentru că la Cupa Mondială ne vom confrunta cu echipe din prima grupă valorică și dacă nu vom fi cel puțin la nivelul lor pregătiți fizic, nu avem nicio șansă la regulă. Și atunci asta a fost prioritatea numărul 1 în aceste două cantonamente. Sigur, pe lângă pregătirea fizică s-a lucrat și pe partea de rugby, iar urmează încă un stagiu de pregătire la Cheile Grădiștei. După aceea vom pleca în Scoția, unde vom avea două meciuri de pregătire. Ne întoarcem la București pentru meciul cu Tonga și după aceea plecarea la Cupa Mondială în septembrie, 16 septembrie. Doamna Pioc, există premizele ca această ediție de Cupa Mondială, a 8-a ediție, să aibă cei mai mulți zimbri, 5 plus dumneavoastră? Încă nu s-a definitiv la tot. Se pot întâmpla multe până la Cupa Mondială. Vă spun eu că sigur există. Pentru că dacă vă uitați atent în locul echipei naționale, tare mulți foști zimbri sunt acolo. Și oricum, echipa națională are cei mai mulți zimbri. Încă nu s-a făcut selecția, poate să se întâmple orice, mai urmează meciul de pregătire, se va trage linie după cele două cantonamente de pregătire fizică, va urma partea de rugby, pot apărea accidentări, sperăm să nu, să nu fie, dar încă selecția nu, nu este făcută. Mai did you choose Bamar? I've got a good offer to come across and it's an exciting opportunity to play somewhere else in the world and experience a different type of rugby. And, hopefully I can add something to the team here while I'm here. What do you know about the European rugby? Obviously it's a lot different to Southern Hemisphere rugby. A lot more physical. Probably a lot more emphasis on scrum, mauling, a lot more forwards game. So that's what excites me. It can help me develop that side of my game. Something different to what I'm used to back home. Thank you. Mulțumesc. Ok, ține și tu, de ce Baia Mare? Din punct de vedere, mă ales Baia Mare pentru că este cel mai bun club de România și e campion al României și de asta mă ales Baia Mare. Cum vezi tu finalul de sezon? Cu tot ce înseamnă Cupa Regiului, Cupa României, Superliga? Eu văd Baia Mare campioană și cele două cupe câștigate. Și Cupa Regiului și Cupa României. Cât de greu va fi să-ți faci loc în lot? Eu sper să mă comunez cât mai repede și să fac loc cât de curând în echipă. Ok. De ce Baia Mare? Păi, am ales să la Baia Mare pentru că părerea mea este suport cel mai bun club care ia un junior și crește și o pune în valoare la fiecare meci care îi dă șansă să se afirme. Și îl ajută să ajungă un jucător de viitor. Cum e concurența? Dură. Concurența e dură, normal. Pic la șnorci, să compar cu unul sunt, dar cu perioada e bună, poți să faci față și ajungi la nivelul lor. Chiar așa nu trebuie să fie. Mersi. Ale, de ce am ales să vin la această echipă, la Baia Mare, pentru că este o echipă care se pregătește, este campionă. Și vreau să fiu un jucător de viitor la această echipă. Îți va fi greu să te impui?
La început, da. Pentru că vin de la junior la senior, o să fie greu, dar prin muncă și prin sacrificii. Va conta faptul că toți trei veniți de la under 18 ani, un loc 3 la 18-19. Toți trei faceți parte din partidul de înaintare și da. Veniți de la națională. Da. Ei acum sunt foarte diplomați. Sunt și uimit de unde au reușit asta diplomația într-o săptămână. Nimeni nu spune sau nu vor să recunoască faptul că dacă nu era Mihai Matei care a venit la lot cu ei, care a convins prin nenumărate mesaje pe Facebook și nenumărate întâlniri la loturi, să vină la Baia Mare, nu ajungeam aici. Puteam să vorbim noi, hai să fim serioși, tot ce am fi spus, că tot nu vreau aici, dar cât Mihai nu-i convingea să vină încoace. Familiile sunt mai importante decât viitorul. Dar sunt diplomați, au... E ok. Întotdeauna spunem adevărul, chiar dacă doare. Mai stat, mai stat. De la vreun sus. E, sus. Ah, e ok. Bun. Mai stați un pic. Pentru domnul.